Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru mesajul în limba română în seara aceasta este în Faptele Apostolilor, capitolul 24, de unde voi citi un singur verset, versetul 25. Fapte 24 cu 25. Și aici cuvântul spune în felul următor: dar pe când el discuta despre dreptate și înfrânarea și judecata care va veni, lui Felix i s-a făcut teamă și a răspuns: acum du-te, când voi avea ocazia cuvenită, te voi chema. Amin. Pentru cei ce nu-și amintesc pasajul acesta, cu prospețime, Apostolul Pavel este închis și în Iudeea și în toată zona numită astăzi Palestina, guvernator roman, reprezentant roman, este procurorul Felix. Și Felix s-a interesat de cazul Apostolului Pavel, de împrejurările pentru care el este închis și acuzat de către confrații săi evrei. Și în momentele când el avea un timp liber, și avea destul timp liber, deseori îl chema pe Apostolul Pavel, îl scotea din temniță, în prezența lui, să-l întrebe despre Iisus Hristos, despre credința în Dumnezeu, despre circumstanțele arestării lui, dar mai ales vrea să învețe despre mântuirea pe care creștinii o predicau. Și iată, la una din aceste întâlniri cu Apostolul Pavel, iar când Pavel îi vorbește că există o judecată viitoare, când îi spune despre dreptatea lui Dumnezeu și când îi vorbește despre înfrânare, Felix știe foarte bine că aceasta îi lipsește, fiind într-o poziție de demnitar roman, scopul lui era să se îmbogățească, să pună mâna pe averi, să fie mituit. De fapt, Sfânta Scriptură chiar și spune acest lucru. În același timp aștepta de asemenea că Pavel îi va da bani ca să le libereze. Deci se putea cumpăra dreptatea, se putea cumpăra libertatea, așa cum în multe împrejurări încă se întâmplă în zilele noastre. Obiceiul acesta al celor mari exploatând pe cei în nevoi n-a murit. Și când acest guvernator, Felix, este confruntat cu judecata lui Dumnezeu, cu viața morală, cu nevoia de înfrânare, de a trăi cinstit, lucrul acesta îl îngrozește, îl tulbură, pentru că nu vrea să îi se spună că trebuie să se pocăiască, că trebuie să se schimbe, că trebuie să creadă în Hristos și crezând în Hristos să fie o făptură nouă. Cele vechi, obiceiurile vechi dispărând, cum va spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5 cu 16 și 17. Și pentru că este neconfortabil cu mesajul pe care Pavel îi aduce, îi spune: pleacă, când o să fie un timp favorabil, te mai chem să mai vorbim despre lucrurile acestea. Am meditat asupra acestui cuvânt și am găsit în cuvântul acesta un mesaj practic, un mesaj adânc în același timp, un mesaj care ne cheamă pe noi toți și mai ales mă adresez și tinerilor în seara aceasta, ne cheamă la pocăință. Mesajul se intitulează Așteptări neînțelepte. Așteptări neînțelepte. Felix
aștepta mituire, aștepta să aibă ocazia să strâmbe legea, să aibă ocazia să spună celorlalți judecători, până aici, lăsați cazul în mâna mea, am să decid eu ce trebuie să fie făcut. Și așteptările lui nu sunt întâmpinate în felul în care el gândește. La cuvântul lui Pavel, așteptările lui Felix se spulberă datorită a trei luări de poziție pe care Felix le are și pe care mulți le copiază în viață, chiar dacă n-au citit în Scriptură. Prima luare de poziție a lui Felix este reacția lui la cuvântul Domnului. Dar pe când el fiind Pavel, discuta despre dreptate și înfrânare și judecată care urmează să vină, lui Felix i s-a făcut teamă, s-a umplut de teroare, de frică. Reacția lui este o reacție de groază. Sigur, nu încape îndoială că prezența lui Dumnezeu și a cuvântului lui, a sfințeniei lui, îngrozește și pe cel rău cu hoardele lui de demoni și îngeri și îngrozește și pe păcătos. Este greu să stai în fața lui Dumnezeu și de fapt nu se poate sta în fața lui Dumnezeu într-o atitudine și o condiție de om păcătos. Dacă n-ar fi jertfa Domnului Iisus Hristos prin care să fim iertați de păcatele noastre, să fim socotiți neprihănirea lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, atunci n-ar putea nimeni să stea în prezența lui Dumnezeu. Și atunci, și în această situație de fii, Tatăl Ceresc trebuie să se uite la noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și când se uită prin filtrul acesta, ne vede sfinți și ne îngăduie să ne apropiem de El, de tronul îndurării Lui, să ne putem bucura de mâinile Lui care să fie întinse peste noi și să ne binecuvânteze. Numai prin Domnul Iisus Hristos. Dar dacă nu beneficiem de credința în Domnul Iisus Hristos, când auzi despre Evanghelie, te îngrozești. Te îngrozești. A rămas celebră această istorie din Anglia, când un ateist de la sine a zis, pe mine, pe la începutul secolului trecut, pe mine niciodată nu mă poate convinge nici Dumnezeu să mă pocăiesc. Și era un batjocoritor. Ori de câte ori avea ocazia, istoria, cei ce redau istoria lui, pentru că a mărturisit-o după aceea el, vorbeau despre multe împrejurări în care el a participat la adunări în aer liber ale creștinilor și acolo cu obrăznicie se urca pe o platformă, vorbea batjocoritor la adresa creștinilor, la adresa lui Dumnezeu. Și într-o zi, într-o duminică, la o evanghelizare, unde a venit un predicator mai proeminent dintre cei care predicau Evanghelia în vremea aceea, că Dumnezeu are tot felul de oameni cu tot felul de daruri, s-a dus și prietenul nostru. Dar când s-a așezat pe bancă, a zis, ca să nu aibă argument la urmă, am să mă leg de el, dar ca să nu aibă argument la urmă că mi-a spus ceva ce eu nu pot să contracarez, el și-a pus coatele pe bancă, pe banca din față, și și-a băgat degetele în urechi, să nu audă nimic. Da, Dumnezeu are simțul umorului. A trimis o muscă în biserică și musca aceea în toată biserica n-a avut unde să se așeze decât pe nasul lui.
Și l-a deranjat că îl tot pișca, se tot scutura, musca iar venea pe nasul lui. Și la un moment dat, supărat, nervat de aceasta, a vrut să lovească musca și a scos degetele din urechi. Și păstorul tocmai spunea cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: cine are urechi de auzit, să audă. Iar pe el l-a intrigat vorba aceasta și a zis: dar ce cred pocăiți ăștia, că eu n-am urechi? Și nu și-a mai băgat de ajutor în urechi. Și a auzit mesajul. Dar când a ascultat mesajul până la capăt, de data aceasta Dumnezeu i-a luat toate argumentele și primul care a mers în față și s-a predat lui Dumnezeu ca fiu de Dumnezeu, ca mântuit, a fost el în seara aceea. Și am citit și eu articolul care a apărut la vremea aceea și pe care l-a scris el și a spus: Dumnezeu a avut semțul umorului, eu sunt omul care m-am pocăit la o muscă. S-a pocăit la o muscă. Felix, când a auzit mesajul pocăinței, reacția lui a fost una de groază. Dragul meu, dacă nu ai luat hotărârea să te împaci cu Dumnezeu, aceasta va fi reacția ta eternă, una de groază, pentru că vei întâmpina etern mânia lui Dumnezeu. Prima reacție a lui Felix, în așteptările lui, groaza. A doua reacție este respingerea lui Felix. L-a respins pe Pavel. Nu mai predica. Eu te-am adus cu alte scopuri. Tu ești închis. Ăștia pot să ceară să te dau pe mâna lor și să fii omorât cu pietre, după tradițiile voastre. N-ai prieteni, n-ai ceva bani, n-ai ceva aur ascuns pe undeva. Evreii au multe bogății. Așa mi s-a spus la Roma, că voi ascundeți multe bogății prin munții ăștia-i voștri și prin peșterile din Ierusalim. Aștepta aur, aștepta bogății, aștepta bani. Și atunci, pentru că n-a primit, dacă a auzit adevărul, că va trebui să stea în fața lui Dumnezeu, s-a umplut de groază și cea de-a doua reacție a fost respingerea lui. Dar uitați-vă, cine respinge pe cei ce predică mântuirea, resping pe oamenii lui Dumnezeu. Doi, resping pocăința și trei, resping în final pe Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea este aceasta, dragul meu, a cui este pierderea? A cui este pierderea? A lui Pavel, că încă este închis? Nu. Este pierderea ta care crezi că stai pe poziție mare și tare și ai refuzat să spui lui Iisus Hristos: da, eu sunt cel vinovat. Când îl respingi pe Domnul, ai respins bucuria vieții eterne. Ai respins șansa ta de o viață. În istoria pentecostală română există acest caz despre care vă vorbesc eu. Un grup de frați de-ai noștri s-au dus să predice Evanghelia Domnului Iisus Hristos și mesajul pentecostal și în nordul țării, undeva în Moldova. S-au dus într-un sat unde preotul a aflat că vin pocăiții ca să și sectare, cum le spuneau ei, să predice Evanghelia și i-a mobilizat pe oameni să le iasă înainte și să-i scoată afară din sat, să nu-i primească. Și așa au și făcut. Era o zi ploioasă, plouase mult, dar oamenii aceștia pe jos, așa cum obișnuiau atunci să meargă din loc în loc, doi câte doi, trei, patru, câți puteau să călătorească dintr-un sat în altul, noroiul până în glezne, au fost întâmpinați, cum spun, de locuitorii satului și de preot și amenințați cu
băte, cu securi, să se întoarcă înapoi, că de nu vor fi bătuți, poate chiar omorâți. Și unul dintre cei care erau acolo spune că a zis, ok, noi nu venim, bine, noi nu intrăm în satul dumneavoastră să vă predicăm Evanghelia, dar nu pe noi ne respingeți, îl respingeți pe Iisus Hristos. Și noi ne-am făcut datoria să venim să vă spunem de mântuirea Domnului, dar dacă voi nu ne primiți, în cuvântul lui Dumnezeu am găsit scris că trebuie să scuturăm praful de pe picioare în localitatea aceea și praful acela să rămână ca semn al judecății împotriva celor care ne-au respins și n-au vrut să primească Evanghelia. Și au izbucnit toți în râs și a zis, abia vă puteți trage gleznele din noroi, nu scuturați-vă praful împotriva noastră. Și au zis, dacă așa scrie în Scriptură, noi așa facem. Și au ridicat câte un picior și l-au bătut în pământ și pe celălalt și aproape tot satul s-a acoperit de praf pe vreme ploioasă. Pentru că cu Dumnezeu nu te joci. Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, nu se lasă să fie batjocorit. Nu se lasă. De aceea, cine respinge, ca și Felix, să nu creadă că l-a respins pe, știu eu, Billy Graham, sau puneți numele dumneavoastră acolo a celui care predică. În final l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în al treilea rând, așteptările lui Felix au fost așteptări neînțelepte, el se gândea la bani. Și aceasta l-a dus la reacție împotriva pocăinței, apoi l-a dus la respingerea pocăinței și în final el are rațiune pentru care a făcut aceasta. Auziți ce rațiune copilărească folosește. Rațiunea lui a fost aceasta. Când voi avea ocazia cuvenită, te mai chem. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ocazia cuvenită pentru Evanghelie este întotdeauna astăzi. În cartea aceasta așa scrie, astăzi dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Dacă tu crezi că vei mai avea o ocazie mâine, te poți înșela amarnic. Poate că poți să rămâi în viață și mâine, dar ai făcut, de exemplu, un infarct cerebral și ești o legumă. Nu mai înțelegi pe nimeni, nu mai înțelegi nimic, nu mai poți comunica cu nimeni. Rațiunea lui că va mai avea timp este o rațiune bolnăvicioasă, o rațiune pe care o folosesc și astăzi oamenii. Am întâlnit atât de mulți, am călătorit mult prin harul Domnului și am întâlnit mulți oameni, au spus, domnule pastor, aveți dreptate în tot ce vă spuneți. Știți ce? După ce ies la pensie, mă pocăiesc. Ok? Și n-am mai ieșit la pensie. După ce îmi căsătoresc copiii, ca să nu-i fac de rușine, mă pocăiesc. Și tot amâi și pe când te trezești că trebuie să te pocăiești, nu mai ești treaz, pentru că ești pus între patru scânduri. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu este aceasta. Așteptările noastre, dacă vreți să fie întâmpinate de Dumnezeu, nu trebuie să ne umplem de groază, ci trebuie să ne umplem de bucurie că Domnul ne dă șansa pocăinței. Reacția noastră să nu fie una de respingere a lui Hristos, ci una de primire cu bucurie a Evangheliei și rațiunea noastră să fie una sănătoasă. Nu știu dacă mâine mai am ocazia, de aceea astăzi vreau să mă împac cu Dumnezeu. Și atunci toate așteptările tale vor fi întâmpinate. Domnul să ne binecuvinteze și să luăm o hotărâre care să fie binecuvântarea vieții noastre eterne. Amin.